Bine ați revenit la ultima generație Civil War, pe mega bla bla bla, știți voi. Să începem răscrucea de gloanțe. Am 15 brigăzi gata, din păcate pot să fulez numai 9. Rebelii și-au întărit prezența de la Gaura Cumberland, Strecătoarea Cumberland. O poziție strategică lângă junțiunea Kentucky, Virginia și Tennessee. Dintre statele Kentucky, Virginia și Tennessee. The rest remained meant to spring their winter quarters and this position is our next military target. Detachments of the army have been already dispatched and will gather at Logan's Crossroad to commence the assault. Your mission is to protect Logan's Crossroad until all troops arrive. Deci... detașamentele armate de Ohio au fost trimise să se adune la trecătoarele Logan's și o să înceapă asaltul pe moara lui Springs. Și o să păzim poziția până vin întăriri. Asta înseamnă că inamicii o să avem mai multe trupe. Și noi o să stăm doar cu 9 brigăzi. Foarte trist. Ok. Detașamentele noastre se adună aici. Să atace forțele de la Mill Springs. Scouții noștri raportează patrule de rebeli în pădure, care se duc spre poziția noastră. Păzește trecătoarea. Am trecătoarea. Intersecția. Mă gândesc că asta e. Ce a rămas din ea. Până restul detașamentului ajung. Upti fucking do. Allenbach. El la care n-avea destule... Fuck, am uitat să-l upgradez pe Allenbach? Ok. First Guard o să fie rezerva. Și după aia 3 brigăzi. În total o să avem 9 brigăzi. O să păzim trecătoarea cu 3 brigăzi. Ah, doamne. Crap. Adio artilerie, nu vreau să te vedem în bătălia asta. Pun și pe Bratton, care are ceva experiență, cum m-a zis pe el. Fuck me, aș cam vrea să nici nu pun First Guards în prima linie, dar o să am nevoie de ele, probabil. Bratton și Allenbach, nu... Nu ăsta cu căcatul lui de... Farmere, Paxton. Sunt cele trei brigăzi pe care poți să le depun aici. De ce sunt eu niște atât de încet de fiecare dată? Am putea să trimiteți mai multe vanguarde. Să am nevoie de trupe peste tot, să am nevoie de trupe în pădurea asta, să am nevoie de trupe la casele astea și probabil și acolo n-ar strica. Alternativ îmi... Hai. Praxton o să pădească acolo. First Guard o să stea acolo. Jesus Christ. Ok. Nu. Paxton o să păzească acolo. Bratton o să fie aici. Teoretic, Frank o să te păzească și de Paxton și de First Guard și trebuie să treacă peste râu pe cazul unde noi. În realitate, toate brigăzile astea o să fie cam izolate. Ok. Sau, punem două brigăzi aici și trimit... Cred că așa fac. Da. Hai. Paxton, dăm niște skirmisheri. Bratton, dăm niște skirmisheri. Treaba voastră este să stați acolo straginii. First Guard, să... nu, la flank. Să bag acolo. Să putea să vină să mă lovească din flank. Paxton vine și el aici. Și Bratton stă la casa magică. Alternativ aș putea să-l pun pe aici, de atât de departe, că dacă e izolat, nu mai pot să-l salvez. Și cu generalul, și cu proviziile noastre valoroase. Și trebuie să păzim poziția asta, ca fapt divers. Rata nu se ia o tonă de damage. Din păcate. Ah, serios? Am pierdut 4 că te-a lovit la de-n flancuri. Las că-mi iau eu skirmisher adevărat într-o zi cu soare. Nu mai ești flancat. Da, ești tragi în ei. E Johnston cu 1000 de oameni, Martin cu 1000... Am omorât 13, am pierdut 3, nu-mi place. Băgată ea 3, sunt veterani. Două stele. Mă costă să-i reîmprospătez. Mă costă atât de mult, sincer, că înapoi. Înapoi! Înapoi! Nu un rear guard, oh, doamne! Run! Paxton, du-te acolo, ia poziția. Bine că am pierdut 14 cu gaze astea, că idiot, am putea să le dau să fugă. And
te lasă naiba. Race formate noastre se apropie. Ah, in hell. Ok. Știam că vin mai încet când a dat ultima oră asta. Repede! E de fugit aici. Hai și tu. Schnell, go! Second guards, acolo vreau. Bine că Pax ne-i flanca cumva. Nu era că-i peu, cum ai să spun. Nu ești flancat. Nu că dacă ești un idiot. Eu, o moară schimișerie aia. Uh-oh. Am nevoie de voi aici. Să dați în ăștia. Albana, go! Înainte să pice frontul. Se pare că de data asta l-o sapă Bratton în pace. Bratton, vine aici repede. Dă-i în Stephen. Dacă s-o băgat în mele, idioților, ruptați acolo. Ok. La atac! Care sunt idioții care nu fug? Hansen e idiotul care nu fuge. Hansen, te vreau acolo. Second guards, pentru veterane, poate să fug mai mult. Ia-s raute, tu vine și tragi în ăștia. Tu dă-i în schimb și așa. Hai să nu fost routed. Trist, foarte trist. Cavalerie pe flancul nostru. Bratton fuge în oraș. Acum. Hai, Alamba, hai, mișcă-ți hoitul de noob ce ești. No. Știu că te uiți la căcație, dar nu. M-a ajuns pe poziție. Paxton ne blochează linia de foc, totuși. Woods, 10 pounders. Timpul să dăm în ăstea. Scales, 10 pounders. Dane Gibson. După cum vedeți, toți ai lor au ăstea. Ai mei, nu! Uniunea nu prea are antrenament, ce zic. Și oameni competenți. Pentru miracol, am supraviețuit. Bine că-ți tragă ea în curfițar. Căcați de skirmisher. Oh, bă, oh, unde te duci? Paxton se panichează în continuare. Bine că s-a băgat Bertan în fața ăstuia. Nu tu. Risby. Mișcă-ți curul. Că vine Anderson. Vreau să schimb să dai în ăștia dacă poți. Oh, dă-i tot în aia. Prinde cavaleria lui Linz dacă poți, Grizzly. Ia, n-a putut. A încercat. Schimbăm focul. Hai, ăla e flancul. What the fuck? Fuck it. Dacă Stevens vrea să facă prostii, învață să nu mai facă prostii. Ia mea bătaie de la skirmisheri ăștia imbecili. Hai, ne retragem. Abandonăm pădurea. Da, 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 nu mai trageți, abandonați pădurea. O, dracu. Adică mă duc la atac în partea. Stop aici. Să-l acoperiți pe Bratton. Care stă să pice. Skirmisheri ăștia vreau. What the fuck? Paxton, dă-i în pond. Voi veniți aici, second guard, e timpul să vă mișcați și voi în poziții mai bune. Ok, i-am routed, i-am routed. Ce dezastru e aici! O chestie țin minte. În bătălile astea mici, da, puteți luați bani, dar în același timp puteți să pierdeți mai multe trupe decât puteți să recuperați cu banii ăștia. Echipament și trup mai bune. First guard, ești liber. Prea să retrage complet. Paxton continuă să facă prostii. Idiotul. Merge acolo. Voi cu veteranii voștri. Dane Stewart. Dane Lindsay. Dane Lindsay. Dane Lindsay dacă poți. Tonor mai aproape. What the fuck? First guards aici. Mulțumim niște skirmisheri în partea asta. Bartan, poți să te duci înapoi pe poziție?
Crap. Martin, te întorci azi. Hai că am skirmishere să dea în flancul ăstea. Să-l sperie un pic. Pierd mai multe trupe, dar asta, dar nu înseamnă că mi-e ușor să le... să mențin pierderile astea. Hansen, picatul tău. Bratton, bagă-te în față la first guards. Mă interesează mai mult să dau cu turnul aici. Și observați, de asta am luat 10 pounder, că dă de la, și la distanța asta, de cu shell. Cu proiectil care spodează, v-ați doar de mingi de inutile. Sunt chiar inutile, dar sunt aproape inutile, așa că... What? Cine ți-a dat un flank? Îmi place că Hanson a reușit să omoare doar 11 pentru o rafală de 2000 de oameni. Ce drept, tacticile folosite, modul de tras era făcut să fie tragi în direcția generală, deci nu era precizie, așa, pe cât posibil. E, dă-te cu skirmisherii, o să-i împingem pe ăștia dacă chiar trebuie. Să ne gândim, protejăm flancul lui Allenbach, sincer. Și nu sunt sigur dacă pot să fac asta. O iau o divizie, Hansen, merge acolo. Și zic când Dixie ca unionist, dar când Dixie ca unionist. Paxton, am pierdut doar 200 de oameni. Nu e rău, doar 200 de oameni din 2000, deci o zecime. În câteva secunde. L-am pus pe Hansen acolo, care idiotul, dacă s-ar grăbi într-o zi cu soare să ajungă în cover, se acopere flancul lui Allenbach. Hai în față! Înaintăm! Ducem tunurile mai în față de asemenea. Am skirmisher pe flank în caz că vine căcatul ăla cu cavaleria lui. Pare că vine la pe mijloc cu Lindsay. Mulți! First gun stă bine. Serios, ne opresc. Oh, yeah. Stop, dați încă... nu dați încă vărie. Am gândit, dați încă vărie, scăpăm de el dacă se poate. Second guard. Te provoc, Gibson, să mergi peste Bratton. Hai să te văd, hai că poți. Nici n-am primele gărzile în spatele lui cu, cu palmetor, cu Springfield-ul chiar. Hai Gibson, un mele, bagă-te în mele. Orientați-mă mai bine. Ajunge în mele, idiot. Daniel, oh, ai blocat, Daniel. Că dai Springfield-ul ca lumea. Poziția. Îmi țineți poziția. Ăștia flank lui. Tu ai mai puțin, tu de aici. Contra-atacul ăsta rebel m-a înrăvat. First guard, wow! Unde ne-ai cu voi duceți? Cine v-a spus să vă duceți acolo? Ați pierdut deja 66 de oameni extraordinar de valoroși. Azi, bă, te vreau acolo, sincer. Să mă asigur că îi pătrăjezi flank lui Allenbach, nu doar stai acolo unde poate să treacă pe lângă tine aia să râdă. Pare că vine Russell acum. Hai Russell, s-a răzgândit Russell. Tonori! Mai aproape, bani, stați bine, stați bine, stați bine. Dă-i în Anderson de acolo. Așa la unghi totuși. Așa că am vrea să stau acolo, că sunt cam aproape și ghiulele de trage la vin spre mine. De obicei aveam mai multe trupe mobile, îmi făceam cel puțin o divizie de cavalerie, dar de data asta nu, mi-am luat o tonă de infanterie doar. Care face treabă, dar nu mă lasă să știu și o să-i prind, de exemplu, tunurile aluia. Prinde-l Grisby, rupe-l pe Lindsay. Acum, tu, repede. Paxton, dacă prindeai pe Lindsay, dar n-a fost să fie. Înainte! Mergi la flank.
Hai, mulți peste tot. Pax, rata, nu? Hai, mergi tu, poți să mergi. What the fuck? După ce-l vedeți până aia, da? Na, stați acolo, poți să vedea Gibson în flank. Din păcate pentru voi, eu sunt poziții defensive, relativ. Turnul mai aproape. Woods, până în caști tu, turnul mai aproape. Hai, Anderson lovit în flancul și o cam pune. Gibson, Stewart, cavaleria lui Lindsay aproape decimată, deci nu trebuie să fac griji că o să-mi dea mie în flank. Nu sunteți epuizați, nimeni nu mai fuge, ne epuizăm prea mult în fuga asta și nu trebuie să mergem atât de mult. Hai, hai! Tu mergi mai aproape, tu mergi mai în spate. Tu, du-te să dai în ei. O să-mi pack să-mi spate contra Stewart singurul. Bine că l-a dat cu artileria după mine, ia auzi, mă. Mergeți aici. Bine că sunteți epuizați. Nu vă băgați unul în fața altuia. Bansford, câte turnul ai Bansford. Prea zice. Și putea să-l înghesuiesc chiar acolo, dar mai am 14 secunde. Nu știu dacă se merită să-mi pierd timpul. Schimb foc, dați partilerile astea. Dacă mai reușim să capturăm câteva din ele, ar fi bine. Pare că le-am întors flancul. Înghesuim pe toți acolo. Aștia se puizați în schimb totul. Pe tunuri dacă poți să dai. Cu schirmișerii noștri. Fără să ne spulbere tunurile lor. Posibil, doable, da și neștia. Aș putea să mai debar niște skirmisher, dar... Martin, hello! Ce ocazie pe partea altă. Hai mă, poți să dai în ei. Tu nu faci nimic, tu la atac. Paxton, hello. Ok, înapoi! Vin confederații la atac. Și când da cu turnul în cur. Trist? Da, dacă Russell vrea să fie expus la două brigăzi în flancul lui, ok. Dai și tu acum, că s-a întors cu curul la tine, dai și tu. Pam 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 pam. Vedeți voi. Iar am auzit. Aia vin pe Bracton, poate. Încă o rafală serioasă și gata. Ok. Aș putea să încerc să continu lupta asta, dar mă așteaptă o luptă mult mai tare. 15.000 de oameni de partea noastră, doar 11.000, 16.000 de partea noastră, doar 11.500 de partea lor. 12.000 cu cavaleria. 18 tunuri față, 24 de noastre. Noi avem baterii de 12, eu cred că baterii de 9. Am pierdut 1.500, ei au pierdut 3.700, un pic mai mult de 200. Și un tun, hey! Și 251 de cavaleriști, ce mai bine. Dar, da, am pierdut totuși trupe, să simte. Da. Tere, tere. Și am capturat niște puști, recuperat niște sprit. Hey, ofițeri, promoțiile sunt totdeauna bune. Victorie! Costisitoare, din păcate. Victorie costisitoare, dar ne-a adus bani și asta ne trebuia. Barton, refă-ți treaba. Hansen, ia și tu acolo. Allenbach, full, te rog. Paxton, Springfield-uri. Ca fapt diverse, nu mai dau Springfield-uri? Nu. Nu mai avem Springfield-uri. Jocul ăsta ne urăște. E posibil. Complet posibil, nu zic că e sigur, dar e complet posibil. Tu ai pierdut trupe? Nu. Tu ai pierdut trupe? Nu. Tu ai pierdut trupe? Da. Nu. Ok. E complet posibil că Lica să ne urască și să nu vrea să ne trimită trupe. Ok. Dacă mai băgam un punct în organizare, ne dă două corpuri, patru divizii, 5 brigăzi. Yep. Mai avem o divizie.
Problema cu divizia asta e că nu avem arme să le dăm. Da. Ei. Springfield, oricum a costat 62.000. Palmetto, 26.000. Da. Springfield-ul era not gratis, era 11.000. Putea să iau niște tunuri, niște howitzeri, în schimb. Pff, ar fi mișto niște howitzeri, mai ales pe harta asta. Cred că-s dispus să iau howitzeri, dar nu mă pot să iau numai 8. Dar noi nu mai dispus să iau howitzeri. Parături. Sau, uff, James-uri. Tunuri mișto. Tunuri foarte mișto. Dar n-am. Dacă pun howitzeri, damage mai mult. Rază 1000, fire-i 29, damage 5-6. Mă costă bani. Aș fi dispus să pun howitzeri. Pentru că o să fiu atacat la Shiloh. Constant. De numere sunt mai mulți confederați. Mult mai mulți. Okay. Divizia lui William Brewster. Okay, Brewster, stăm o divizie. Ia un pic. N-am un... Adică am ceva bani. Ok, ne mai trebuie infanterie deocamdată. Springfield-uri. Avem Springfield-uri, că am înlocuit Palmetto de la Second Guards. Aia, invizia are canci. Gata. Bratton n-are nici trupe. Vezi să nu dau eu... Aș putea. Dar nu riscăm. Aia, îți dăm și ție Palmetto, că mai avem. 22.000. Dar hei, te echipăm! Yes, pentru că ești veteran. Cât ne mai costă să mai luăm încă 2000 de Palmetto? 26.000. Ok. Bun. Cutler, am nevoie de niște skirmisheri adevărați. Am 300 de huntere. Ce aș vrea ar fi niște Jeff Browns. 600 rază, 95 precizie, dar de unde? Sharps. Dar deocamdată huntere. 300. Am capturat de la asta. Am capturat de la confederați 300 de huntere. Nu, 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 nu. 100 de oameni așa. Serios? Nu, 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 nu. Am nevoie de un profesionist aici. Milton McLean. Și 300. Pur și simplu stai lunetiști. Dar o să fie de bun că poate să ne puiască. Și dacă l-aș da așa, aș putea să iau sharps. Dar nu, am nevoie de infanterie, sincer. Asta e adevărul. Ah, nu mai am nici oameni. Deci puteam să mai iau 4000 de oameni cu 18 reputație. Puteam. Dar nu. Hai să mă gândesc un pic. Stockton, dacă îți iau howitzere, știu că n-ai 12, 36.000. Ok, îmi permit. El luăm 4, 2, howitzere de 24 de livre, lire, mari. Au 75 damage, încarcă greu, dar extraordinare. Devastează tot. Da, ok. Am luat alea și locuim 6 poundere cu howitzere și ne costă doar 24, că nu trebuie să luăm toate 8. Ok. Fuck. Nu, nu tu. Că tu ești un inept. Ia înapoi 6 field-urile. De asta le păstrez, să-mi țin minte să le păstrez de 12. Ca să pot să înlocuiesc unele 10 pounders. Eficiența e mai bună pe scales. Scales! 12. Nu, 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 nu. 12 pounders bune, dar nu-s la fel de bune ca howitzerele. Ironie. Dragonilus Scales. Ca fapt divers. Diferența la reloading masivă, la damage enormă. Bun, și Stockton o să ia 10 poundere rifled. Bun. 10 pâdări. Bun, deci avem ceva artilerie. Ca divers. Cum ar costa încă o brigadă de artilerie? Mult, nu foarte mult. Nici nu m-ar costa deloc. Știam că pot să-i pun veteranul după aia, ok. Am tunurile și... What the fuck? Ceva cu trupele astea trebuie să fac, corect?
Așa că 6 tururi în plus, sunt 6 tururi în plus. Alternativ, puteam să refac brigăzile astea 2000 ca să am mai multe brigăzi, dar un singur slow mai puteam spune, o brigadă oricum. Bun. Și restul de bani? Restul de bani aș putea să-i dau pe palmetul, nu? Palmetul, palmetul. Dar să-i dau la Second Guard. Cât mă costă mai Springfield-urile astea? Tot am luat. 62 de mii. Sau nu? Aș putea să le dau pe Palmetto sau nu? Dar avem Springfield-uri, înlocuim Springfield-urile lui Hansen. Hansen! Mai trebuie să ai caturile alea de farmere. First Guns McDowell. Primele gărzi al lui McDowell. Să știm cine dracu sunt. Force, man. Așa. Force era generalul nostru pe care vroiam să-l punem, care a rezistat eroic, cu fost Paxton, cred. Fosta cu brigada pe care o are Paxton acum. Dar ne-am uitat că nu ne plăcea cu mare barba și l-am pus la second. Bine că n-apare acolo. Eh, whatever. Aș putea, bineînțeles, să iau mai multe trupe, dar cum n-am oameni, la Shiloh o să suferim. Mai avem un pic de Springfield, un pic de ăsta, avem și farmere dacă o să rămânem iar fără provizii. Da, cred că e bine. Dar... am zis asta? Nu am zis asta. Ok, după bătălia de la intersecție, răscruce de drumuri, brigadier, generalul brigadier Rafael Pender și nu mai poate să mă oprească, cer ajutor de și mai mult timp și să bazeze pe conexiune plată să rămână la comandă. 2100 de veterani au fost trimiși la mine. Și 3000 de recruți din Carolina de Sud și Nord au fost trimiși de asemenea. Trebuie să-ți reîntărești armata. Mi-am reîntărit armata un pic. Deci la Shiloh, data viitoare, pentru că am câștigat o victorie la trecătoarea de români, avem inamicii au moral mai puțin, 10% e destul de important, și au 5% armată. Dar toate astea data viitoare. Mulțumesc de vizionare, dacă a fost un pic cam scurt, trist, dar asta este. Data viitoare începem Shiloh, unde putem să câștigăm 300.000 de dolari și 15.400 de soldați. Sau să fim eliminați complet. Dacă suntem în frânți, ba nu, mai avem un pic, putem să supraviețim chiar dacă suntem în frânți. Ar fi bine să nu. Istoric, Shiloh a fost o victorie unionistă aproape. Era aproape să fie o frângere totală unionistă. A fost o victorie grea, pirinică aproape unionistă. Dar da, toate astea de viitoare.